Data trecută am început un studiu practic cu avertismentele din scriptură, avertismente care le vedem pe paginile Noului Testament în special, făcute de apostoli, făcute de cei care au scris inspirați de Duhul lui Dumnezeu scriptura, lucruri care erau de foarte mare trebuință în timpul respectiv și consider că dacă erau de mare actualitate atunci, cu atât mai mult acum, după aproape 2000 de ani de la fondarea Domnului, adunării Domnului de Domnului. Vreau să continui. Data trecută am vorbit despre datina bătrânilor, despre poruncile omenești, despre aluatul fariseilor și despre schimbarea modului de conducere a adunării. Au fost pericole care pândeau adunarea în acel timp și nu au fost singurele. Și astăzi aș vrea să mai continui cu câteva pericole care păștea adunarea în timpul de atunci și să știți că sunt la fel de valabile și astăzi. Lucrul pe care vreau să-l punctez astăzi din scriptură sau avertizarea pe care aș dori să o scot în evidență din scriptură este cu privire la discriminarea etnică. Vedem că la început adunarea a fost compusă doar din evrei. Domnul a predicat la oile casei lui Israel și la începuturi, în timpul lucrării sale pământești, mare parte din membrii au fost membrii botezați, mă refer, au fost iudei. Este posibil ca cei dintre neamuri să nu fi fost niciunul botezat în timpul lucrării sale pământești, dar iudeii cu siguranță au fost. Spun lucrul ăsta pentru că vom vedea că mai târziu ei au avut o reticență în a boteza pe cei dintre neamuri care nu erau iudei. Deci Ioan Botezătorul la început a venit, a predicat Evanghelia pe context iudaic și toți iudeii care așteptau venirea lui Mesia, care au primit mesajul său, au fost născuți din nou de Duhul lui Dumnezeu, s-au supus afundării sau scufundării în apă și în felul acesta erau botezați, cum spunem noi. Dar astăzi aș vrea să vedem niște discriminări care au apărut la scurt timp după ce adunarea a luat ființă și anume la câțiva ani distanță de înălțarea Domnului la cer. Aș vrea să vă citesc câteva pasaje și după aceea să le comentăm. În Fapte 6 cu 1 vedem că scrie Luca în felul următor. În zilele acelea când s-au mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțarea ajutoarelor de toate zilele. Vedem că a apărut o discriminare în rândurile adunării nou testamentare cu privire la împărțirea de niște ajutoare. Noi știm că toți care erau din diaspora, iudeii, veniseră în Ierusalim, vânduseră foarte mulți dintre ei, își vânduseră proprietățile din diaspora, adică din afara Israelului, au luat banii, au venit în Ierusalim, stăteau la frați în Ierusalim și banii lor și i-au pus la picioarele apostolilor. A venit vremea când o mare parte din fondurile acestea s-au dus și a început să fie într-un fel nevoie ca ei să trăiască și să aibă ce mânca. Da? Și este descris aici în scriptură că la un moment dat apar niște discuții. Erau văduve care știm că aveau o prioritate în a fi ajutate. Cele care erau cu adevărat văduve, știm lista din Timotei de acolo, cum spune Pavel, și erau ajutate. Dar se pare că la un moment dat iudeii au ajutat mai mult pe văduvele lor decât pe văduvele din diasporă. Și ăsta este primul lucru care apare ca discriminare în scriptură.
și spune că văduvele lor, ale evreilor care erau din și care vorbeau grecește și erau în afara în afara Israelului, erau trecute cu vederea la împărțarea ajutoarelor, deci le dădeau numai la ale lor. Și știm că imediat s-a luat poziție împotriva acestei discriminări. În Fapte, capitolul 6, vedem cum apostolii vin și rezolvă problema punând diaconi chiar dintre greci. Da? Ștefan era evreu, dar vorbea grecește și toți ceilalți, da? Care au fost aleși împreună cu el în ziua aceea. Și vedem că adunarea, fiind călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, a rezolvat problema aceasta. Și a fost o problemă care a apărut atunci și poate apărea oricând într-o adunare nou testamentară. Dar vedem că adunarea nu era perfectă. Asta vreau să scot în evidență, era compusă din oameni care puteau face greșeli, dar greșeli care puteau fi remediate prin înțelepciunea care vine de sus. O altă discriminare care aș vedea-o că a apărut la un anumit moment dat, o găsim în Epistola către Galateni, în capitolul 2, de la 11 la 15, unde spune în felul următor. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: a intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Pasajul ăsta care l-am citit, scuze, este din Fapte 11, de la 1 la 3. Vedem că imediat după ce Domnul trimite pe Pavel la Corneliu în casă, Petru a avut rețineri să meargă la unul dintre neamuri. Vă aduceți aminte cu viziunea aceea care i-a apărut pe acoperișul casei și care l-a îndemnat să nu numească necurat pe niciun om, pentru că Dumnezeu îi curățește prin nașterea din nou pe oameni și toți oamenii, datorită păcatului Adamii, sunt la fel. Și în legământul actual nu mai este diferențierea asta pe care ei o considerau, că ei sunt poporul ales și ceilalți sunt lepădați și ei nu au nicio șansă. Poporul ales rămâne popor ales din toate națiunile pământului, dar ca națiune e diferit. Dar în privința mântuirii, și cel dintre iudei și cel dintre neamuri sunt mântuiți la fel. Același păcat îl au cu toții și îl moștenesc și îl multiplică de-a lungul vieții, și aceeași jertfă a fost dată și pentru iudeu și pentru cel dintre neamuri. Și vedem că la un moment dat apostolii și frații, când îl cheamă pe Petru la adunare să dea socoteală despre lucrurile pe care le-a făcut acolo și i-a botezat, spune: frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când a venit Petru la ei, spune că îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: a intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat împreună cu ei. Vedeți? Asta-i durea pe ei, că Petru a intrat și a mâncat împreună cu ei. Vedeți? O discriminare etnică. Îi considerau pe ai lui Corneliu oameni de mâna a doua, păgâni. Îi considerau oameni care Dumnezeu nu ar fi avut nimic de a face cu ei. Vă aduceți aminte că Domnul i-a tratat la fel și pe samariteni și pe iudei. Din cauza păcatului erau cu toții la fel. Și Domnul le-a arătat problemele fiecăruia care izvorau dintr-o inimă rea și păcătoasă, probleme care ieșeau din fire. Și la fel cum erau de păcătoși iudeii, la fel erau și samaritenii, doar că ăștia aveau mai multă idolatrie datorită moștenirii pe care o avusaseră de-a lungul timpului. Dar Domnul ce le spune acolo în Ioan? Tatăl dorește închinători în duș și în adevăr, nici la templu, da? Nici pe muntele acesta.
Și pe fondul ăsta, vedeți, ei ca iudei priveau pe ceilalți superiori. Vă aduceți aminte de sirofeniciancă, când vine și spune ca Domnul să aibă milă de fetița ei și să o vindece. Și chiar atunci se iscă o discuție și spune că nu-i bine să iei mâncarea copiilor, să o arunci la câini. Și ea știm ce a spus, că și câinii să hrănesc din frimiturile care cad de la masa stăpânilor. Da? Și atunci a zis că, o, cât de mare e credința ta, femeie, i-a zis Domnul Iisus. Și merge și îi vindecă fetița. Și Domnul a vindecat. Da? Și copilul slujbașului roman. Și Domnul s-a îndurat de ei. Da? Și nu i-a spus, tu ești câine, tu ești de mâna a doua, cu tine nu vreau să am nimic de a face. În mentalitatea lor și în tradiția lor de secole, însăși legea le interzicea ca să meargă să se însoțească pe drum împreună cu altul de al neam. Înțelegeți? Mai ales să stai cu el la masă și să... Statul la masă ce reprezenta? Statul la masă cu ei reprezenta părtășia sau comuniunea. Înțelegeți? Vă aduceți aminte de Iosif în Egipt. Iosif nu mânca la masă cu egiptenii. Egiptenii mâncau separat, Iosif mânca separat. Da? Egiptenii considerau urăciune ca evreii să mănânce împreună cu ei la aceeași masă. Deci prin asta arăta că nu aveau comuniune unii cu alții. Și aici tocmai lucrul ăsta, vin ei și încearcă să-l mustre pe Petru. Și atitudinea asta a lor, a celor tăiați împrejur, spune Scriptura și o scoate în relief aici. Cred că era una care nu era scripturală, pentru că după ce Petru vine și le povestește viziunea lui, le povestește cum Domnul lucrează în casa lui Corneliu, cum frații erau martori care l-au însoțit cei șase, și vine și le spune că Domnul este cel care m-a trimis și uite, el le-a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Și atunci ei se potolesc și laudă pe Dumnezeu. Vedeți? Sunt lucruri care le-au avut greșite, dar când au fost confruntați cu adevărul, oamenii ăștia s-au pocăit. Și asta este important să învățăm și noi astăzi, că orice fel de prejudecăți avem, trebuie să ne raportăm totdeauna la Scriptură și prin prisma Scripturii să privim lucrurile și să nu desconsiderăm pe niciun om. Pentru că Marea Trimitere, ea însăși, este dată Eclesiei sau adunării ca să meargă, începând din Ierusalim, din Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și asta include a merge și la oameni dintre neamuri și la oameni care sunt barbari, care sunt păgâni, care n-au auzit niciodată de Dumnezeu. Și nu trebuie tratați ca pe niște gunoaie sau ca pe niște ființe care n-au nicio valoare. Fiecare suflet este important al omului și de asta trebuie să avem grijă cu fiecare în parte. Acum, o altă discriminare o găsim acolo în Galateni, cum spuneam adineauri, este atunci când scrie Pavel. Dar când a venit Chifa sau Petru în Antiohia, i-am stat împotrivă în față că cerea de osândit. Și într-adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Vedem că tot din cauza iudeilor care fusaseră iudei de sinagogă și au fost tăiați împrejur, da? Care erau cu legea, din cauza lor. Și spune, împreună cu el a început să se prefacă și ceilalți. Așa că până și Barnaba, care era colegul de misiune al lui Pavel, a fost prins în lanțul pățărniciei lor și spune, când i-am văzut, eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa sau lui Petru, în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Vedeți care era problema? Ei încercau să-i convertească pe ăștia dintre neamuri, pe frații dintre neamuri, încercau să-i facă să trăiască după tradiția sau după legea evreiască în lucrurile cu privire la mâncare, la spălări și la altfel de lucruri sau ce lucruri mai aveau ei. Înțelegeți? Ce era nebiblic să mănânci împreună cu cei dintre neamuri?
De ce trebuia să te separi de ei? E o discriminare lucrul ăsta, pentru că cina o luai cu el și arătai că ai comuniune și părtășie cu el, dar nu mâncai o masă normală cu el. De multe ori mesele ăștia erau mese de dragoste. Gândiți-vă cum ar fi să stea unii la o masă și ceilalți la o masă și să nu stea toți împreună. Galatenii au avut probleme cu legea. Pavel le explică foarte mult pe tema asta. Și cred că astea au fost primele versete și de la versetele astea Pavel le explică cum stau lucrurile cu legea, că legea era un îndrumător pentru Hristos, era dată doar poporului evreu în legământul de atunci și trebuiau să se raporteze la Dumnezeu după regulile și poruncile respective ca națiune și să-L slujească în felul respectiv. Dar când a venit un standard mult mai superior și un nou legământ, ei trebuiau să se raporteze cu toții la Dumnezeu prin prisma lucrurilor descoperite. Legea le arăta păcatul, le arăta multe lucruri negative din viața lor și le arăta faptul că fără har niciunul dintre ei nu poate sta în fața lui Dumnezeu. Și ei de sub lege călcau legea, cu atât mai mult neamurile care n-aveau lege. Călcau principiile morale ale lui Dumnezeu și îi călcau cuvântul său și îl batjocoreau. Înțelegeți? Și asta arăta clar că aveau nevoie de har atât cei de sub lege cât și cei dintre neamuri care nu aveau legea. Doar harul era cel care îi salva. Și de asta Pavel a acționat scriptural aici, arătând clar că nu era corect cum se comporta Petru față de ei. Vedeți? Un apostol care corectează un alt apostol. Asta arată că nu erau infailibile așa cum declară ăștia pe papă astăzi. Vedeți? Și Petru s-a pocăit. A fost un om care avea Duhul lui Dumnezeu, a fost un om care a înțeles imediat lucrurile și Petru s-a pocăit și s-a rezolvat și lucrul ăsta cu discriminarea. Ce vreau să punctez? Lucrurile astea să știți că sunt lăsate în Scriptură ca noi să învățăm din ele și să nu facem aceeași greșeală ca înaintașii noștri, ca frații noștri din trecut. Și totdeauna când vedem că ia amploare un lucru din ăsta sau e o tendință din asta, să venim și să încercăm să corectăm cât mai repede, pentru că înaintea lui Dumnezeu și iudeu și cel dintre neamuri este văzut fie în Adam, fie în Hristos. Înțelegeți? E foarte important lucrul ăsta. Un alt pericol care l-am găsit pe paginile Scripturii și un alt lucru care avertizează, da, în Noul Testament cu privire la el, este pericolul închinării la om și la îngeri. Închinarea asta, să știți că este o închinare veche. Este o închinare de la Babilon încoace, legiferată de oamenii care s-au depărtat de Dumnezeu. Și închinarea asta vedem că a avut și pe paginile Scripturii tendința asta de a fi implementată sau de a fi făcută de oameni spirituali, de oameni care au cunoscut pe Dumnezeu. Și vedem un semnal de alarmă tras cu privire la închinarea asta. Și avem de învățat că noi nu trebuie să ne închinăm nici la vreun om, indiferent cât de sfânt este el, dar nici la îngeri. Și aș vrea să vă citesc două pasaje din Scriptură care arată clar că lucrurile astea sunt interzise. Pasajul din Scriptură, primul este din Fapte 10 cu 25 și 26, unde zice: când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis: scoală-te și eu sunt om. Și al doilea, cu privire la Ioan, spune în felul următor: m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Era vorba de înger care îi descoperise Apocalipsa. Dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca asta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te. Căci mărturia lui Iisus e duhul prorociei. Și în Apocalipsa 22, Ioan se pare că repetă același lucru și spune: eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea.
Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arătase ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, închină-te lui Dumnezeu. Vedeți, avem aici două pasaje în care vedem o tentativă de închinare la om, a Petru în special, și la un înger care îi descopere Apocalipsa lui Ioan, sau Revelația, că asta înseamnă Apocalipsă, înseamnă descoperire. Și vedem cum s-a acționat. Astăzi sunt foarte mulți oameni care se închină la Petru, se închină la Pavel, chiar îi sărbătoresc pe 29 sau pe 30 iunie. Le-au făcut și o sărbătoare închinată în cinstea lor, Petru și Pavel, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Îi cinstesc, îi preamăresc, le înalță rugăciuni, au tot felul de procesiuni din astea religioase în ziua respectivă. Și uitați ce spune Scriptura, că este interzis să te închini lui Petru, da? Lui Pavel. Avem aici exemplul lui Corneliu, care vine și se încearcă să se arunce la picioarele lui Petru și să-i se închine. Și vedeți ce îi spune? Ferește-te, scoală-te, nu face una ca asta, că și eu sunt om. Vedeți? Astăzi, din păcate, sunt porunci bisericești care îndeamnă să ne închinăm la oameni, la Maria, la Petru, la alți sfinți, așa numiți sfinți, canonizați de biserică sau nerecunoscuți de biserică oficial. Dar Scriptura nu lasă lucrul ăsta. Înțelegeți? Nu dă voie. Pentru că omul este creatură și nu ai voie să te închini decât Creatorului și doar Lui să-i slujești. Nu trebuie să te închini nici la îngeri. Vedeți ce spune îngerul? Ferește-te să faci una ca asta. Era un înger sfânt. Diavolul ce spune? Fă-i una ca aceasta. E biblic. E bine, slujește în felul acesta, închină-te, da? Și la înger, închină-te, și la Maria, și la oastea cerească, cum se închinau cei din vechime, la tot felul de sfinți din ăștia inventați. Îngerul care era sfânt îi spune, ferește-te, eu sunt împreună slujitor cu tine a lui Dumnezeu. Vedeți? Nu l-a lăsat. Sfinți arhanghel, Mihail și Gavril sunt pomeniți, oamenii le înalță rugăciuni, au tot felul de lucruri, așa zis, spirituale care le fac în ziua respectivă. Îi ia ca mijlocitori, ce e mai grav, între om și Dumnezeu, ca intermediari. Și noi știm că singurul intermediar între om și Dumnezeu este doar omul Iisus Hristos, căruia trebuie să îi mulțumim și să-L lăudăm și să ne închinăm. Vedeți? Oamenii au denaturat adevărul, diavolul i-a ajutat să denatureze și mai mult și să aibă o închinare falsă, o închinare neacceptată de Dumnezeu, o închinare care este privită ca o urăciune și ca o idolatrie înaintea Lui. La Dumnezeu nu vii prin intermediari umani sau prin creaturi, oricare ar fi ea, nici prin Maria, care este prea cinstită de anumite biserici și înălțată și făcută mântuitoare, mijlocitoare și tot felul de titluri din astea. Fraților, trebuie să rămânem la Scriptură. Avertismentul ăsta este pe paginile Scripturii, ca noi să învățăm din el și să luăm aminte și să îndemnăm și pe ceilalți care au tendința asta să slujească și să preamărească creatura și să înjosească Creatorul. Gândiți-vă că Dumnezeu este singurul care este vrednic de închinare și nu om sau vreun înger. Da? Și vedem aici două exemple în care un om sfânt, Petru, da? Și un înger sfânt spune să nu faci lucrul ăsta. Primul, că eu sunt om, că alalt sunt slujitor împreună cu tine.
Înțelegeți? Diavolul vrea să fie slujit de oameni, să îi se aducă închinare, pentru că el a vrut să fie Dumnezeu și închinarea asta este una neacceptată de Dumnezeu și falsă. Așa că să luăm aminte și la pericolul acesta al închinării la om și la înger. Și ultimul lucru de astăzi pe care aș vrea să-l spun este o avertizare cu privire la mântuirea prin fapte. Și în fapte 15 cu 1 spune în felul următor: câțiva oameni din Iudeea învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Vedeți? Știm cu toții pasajul din Fapte capitolul 15. Știm că au fost un grup de bărbați iudei care ținuseră legea, fuseseră botezați de adunare și mergeau pe cont propriu prin alte adunări din alte zone și învățau acolo printre iudei și frați din diasporă, care erau iudei și cei dintre neamuri, veneau și le spuneau că trebuie să vă tăiați împrejur după obiceiul lui Moise. Da? Ca voi să vă faceți, practic, prozeliți iudei întâi și să țineți legea mozaică și după aceea să accedeți către Hristos. Domnul nu a predicat un astfel de mesaj pentru ai dintre neamuri. Să știți că evreu, datorită legământului avramic care este în picioare, evreu trebuie să se taie împrejur, pentru că este un semn pentru el, că este descendent al lui Avram. Dar semnul ăsta nu are o încărcătură spirituală, că îi dă vreun har în plus sau îl face mai deosebit, ci îl diferențiază de cei dintre neamuri. Dar bărbații dintre neamuri nu au voie ca să se taie împrejur în legământul de acum. Nu are nicio legătură cu mântuirea, tăierea împrejur a omului. Oamenii ăștia practic voiau ca să-i facă să țină legea mozaică și să împreuneze porunci de sub lege, să le pună în spinarea celor dintre neamuri ca ei să fie chipurile mai spirituale. Noi știm că Domnul Hristos și credința în El este de ajuns. Faptele legii nimeni nu a putut să le țină întru totul decât Domnul Iisus Hristos. Și El a murit împlinind legea ca noi să avem parte de un legământ mai înalt decât cel mozaic, cu legi mult mai superioare și standardul, să știți că este mult mai sus decât legământul iudaic cu poporul evreu. Este net spiritual din toate punctele de vedere. Și mai înalt, să știți. Și de asta nimeni, să știți că nu va fi mântuit prin tăiere împrejur și nu va fi mântuit dacă ține legea mozaică, pentru că în fond nimeni nu poate să o țină. Dar vedem că atunci când s-a dezbătut lucrurile în fapte 15, s-a ajuns la concluzia că nu adunarea din Ierusalim îi trimisase pe bărbață respectiv să predice lucrurile respective, ci la un moment dat ei vin și spun că bărbații aceștia au plecat fără ca noi să-i trimitem. Deci lucrau pe cont propriu, lucrau fără știrea adunării și predicau lucrurile de așa natură încât ei o făceau fără știrea adunării și fără știrea apostolilor și sunt corectați și frații primesc liniște și pace după toată tulburarea asta care a avut loc între ei. Ca și concluzie a acestor trei puncte pe care le-am discutat astăzi, cu privire la discriminare etnică, la pericolul închinării la om și la îngeri și la mântuirea prin fapte, sunt avertismente pe care le găsim pe paginile Scripturii și trebuie să luăm aminte la ele, că și noi, acum la 2000 de ani distanță, ne putem confrunta cu ele. Să știți că sunt și astăzi oameni care fac discriminare în membralitatea adunării. Unii spun că sunt mai superiori decât alții. Alții invocă studiile ca făcându-i superiori. Alții invocă naționalitatea
ca fiind superiori și privesc pe ceilalți inferiori. Toate lucrurile ăștia, frații mei, sunt greșite. Fiecare membru din adunare este egal cu celălalt. Doar slujbele între ei îi diferențiază. Și nu trebuie să fie niciun fel de discriminare în lucru ăsta. Toți au o voce egală în adunare și așa trebuie să rămână. Și cei care vor să le fie mai mari trebuie să le fie slujitori. Dacă se înțelege principiul ăsta, adunarea respectivă nu va avea probleme. Dar dacă nu se înțelege, vor apărea tot felul de probleme, cum au apărut și atunci. Și pot apărea oricând, dacă omul este firesc în înțelegerea lucrurilor. Pericolul cu privire la închinare, la oameni, la îngeri sau mântuirea prin fapte. Sunt pericole care ne pasc și astăzi, să știți. Sunt oameni poate imaturi care vin cu o idee greșită din ortodoxie sau din catolicism, de unde vin membrii. Trebuie învățați că închinarea trebuie făcută doar către Dumnezeu, pentru că El este singurul vrednic de închinare. El este Tatăl nostru, este Creatorul nostru. Noi nu trebuie să ne închinăm creaturilor sau la o bucată de tencuială pe un perete pictată sau o gravură sau o sculptură de piatră, de aur, de argint, indiferent de ce material e făcută. Nu are viață, nu are duh în ea. Doar Dumnezeu care ne-a creat și ne cunoaște până în străfundurile ființei noastre. Doar El este vrednic de închinare pentru că El e singurul care ne vrea binele. Mintea noastră rătăcită nu poate să se ghideze pe pământul ăsta fără ajutorul Lui. Noi am vrut să fim independenți față de El, să știm ce e binele și ce e rău și să luăm decizii prin părinții noștri să devină independenți față de Dumnezeu și vedem unde s-a ajuns. Dumnezeu știe ce este cel mai bine pentru noi și El ne-a spus ce este bine și noi trebuie să împlinim și să medităm la lucrurile pe care El ne-a spus că sunt bine pentru noi. Nu noi să devenim proprii noștri legiuitori și să ne facem noi legi după care să ne ghidăm fără să ținem cont de poruncile date de Dumnezeu. Și asta vreau să transmit. Sunt lucruri care ne pândesc la orice pas. Data viitoare o să vedem și alte lucruri pe care le găsim pe paginile Scripturii, care sunt avertizmente pentru noi în timpul de acum, cum au fost și pentru cei din veacurile trecute, cât și în veacurile viitoare care vor fi după noi, cât va mai îngădui Dumnezeu adunarea. Dar sfatul meu este următorul. Să ne citim Scriptura, să vedem avertizmentele din ea, să ne ferim de ele, pentru că nu sunt lăsate la voia întâmplării. Suntem vulnerabili, să știți, în fața încercărilor, suntem vulnerabili în fața învățăturilor dacă nu rămânem la ce este scris și ne ghidăm după oameni și nu după Duhul lui Dumnezeu care trebuie să ne fie călăuză. Și de asta trebuie să învățăm lucrurile astea, să medităm la ele și Dumnezeu să ne dea putere fiecăruia dintre noi să fim atenți, să veghem unii asupra altora și să rămânem la ce este scris, pentru că toți care trec peste ce este scris, păcătuiesc. Cine nesocotește cuvântul lui Dumnezeu și trece peste el, păcătuiește. De asta îmi doresc ca să cunoaștem cât mai multe din Scriptură, să ne îndemnăm unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții și să luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna și să avem toți același gând, același țel, până vom ajunge sus în prezența Lui și Domnul să ne ajute pe fiecare în parte să facem lucrurile astea cu dragă inimă și să ne ținem de poruncile Lui. Amin.